Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi mă aflu la Cosmin, care are o crescătorie impresionantă de păsări de rasă, mai exact Brahma și mai are mai multe. Araucană. Așa, o să vedem pe parcursul acestui video. Mă aflu în orașul Adjud, județul Vrancea. Cosmin este un abonat al canalului. Noi am vorbit de anul trecut. Da, anul trecut, da, anul trecut. Am avut foarte multe treabă, da. Și n-am mai ajuns. Și am spus că voi veni la el într-o vizită și acum în sfârșit am venit să-mi prezinte și să vă arăt și vouă în același timp crescătoria lui. E un crescător destul de tânăr. O să filmăm mai departe și un alt video în care o să vorbim despre tratamente și tot ce face el. O să vedeți cât de frumos are aici. Abia am intrat și deja sunt impresionat. Așa că dați și voi acolo un like dacă o să vă placă acest video. Bineînțeles, să vă abonați la canal și hai să vedem ce avem aici. Intrăm în crescătorie. Aici este matca, ai spus, nu? O parte, mai am o parte dincolo. Ok, așadar. O să te rog să-mi prezinți chiar tu, deci... Aici e potărinchiul pe albastru, simplu, am lucrat doar potărinchiul pe albastru, potărinchiul pe albastru. Așa. Superbe păsările, mari. Acum liniile nu cred că... Că am combinat, adică am două găini într-o anumită linie, o cocoșă e aceeași linie cu găinile. Așa. Am o găină destul de bătrână, asta e... Sunt de cele mai bătrâni pe care le-am din 2016, tot așa e o linie de la campionul Germaniei. Asta e o găină din linia mea. Ok, și hainele astea, de ce le-ai pus? General îi pun pentru protecție, pentru că am avut înainte, am schimbat cocoșul, cealaltă era mult mai masiv și mi-a rupt-o pe una pe spate și am preferat să-l protejez. Am înțeles. Nu pun în general la toate, ca să nu-i deranjezi, dar la astea, în majoritatea crescătorilor chiar le folosesc, am văzut că la unii le pun chestiile astea și le notează pe spate cu număr fiecare pasăre. Ah, ok. Da, da, da. Înțelegi, ca să știi, în general trebuie să știi. Ah, ca să știi despre găină, să nu le încurci, să știi vârsta. Nu, la fiecare, nu, ca inele oricum. Bine, e greu, okay. Eu știu fiecare pasăre în parte, nu le încurc, da, da. Dar le pui pentru ca să știi diferențierea, să știi fiecare pui, tatăl și mama. Eu asta încerc și cât de cât eu am învățat oul de la fiecare găină. Da. Da, adică ca să poți face o diferență. În timpul înveți. Prima săptămână, a doua e mai greu, după înveți oul de la fiecare, că fiecare au un format. Adică am una care îmi face ou mai închis, una care face ou mai mare, una mai deschisă. Da, ăla e ou acolo sau e... Nu, ăla e unul de... Ai, de plastic. Am văzut și la tine, dar folosesc pentru porumbei. Am și de găină, am și de găină, chiar așa. Acum am pus de găină, doar că gălbui la mine, asta e alb. Nu, la alea le-am pus, mi se par super ok. Superb cocoșul. Ce vârstă are? Asta e 2020, deci e tânăr de anul trecut și acum îl bagi la matcă. Am 3 păsări de 2020, aia e 2016. Așa. Am foarte multe păsări tinere pe aici. Și de curiositate, cam ce greutate are? Păi, habar n-am, sincer zic. Cred că are vreo 4 kg, 4 kg jumate. În general, nu e bine să ții cocoși grei. Da. Un cocoș, dacă îl ții pe box, poate să ajungă și la 7, poate. Dar știi cum e asta, e ca la om. Da. Nu e bine să ai păsări foarte grele, ți-am zis, de asta am avut problem cu găinile, pentru că cocoșul era foarte masivă la care a fost înaintea lui. Da, și le rănea pe spate, da. Nici nu poate să calce bine, poate să ajung pe picioarele, e cel mai bine să fii la 4 kg, 4 kg jumate. Bine, sunt cocoși care ajung și la 3 după reproducții. Da, slăbesc, nu? Am avut un aici, deci ăsta de aici normal are vreo, când el format are vreo 6-7, când va fi foarte mare, dar în toamnă acum cred că avea 3 jumate. După înapărânire. Păi, ăsta e mai mare puțin, mi se pare. Da, e și din 2019 cocoșul, dar mare. Și linia mai, e puțin mai masiv el. Deci e superb, coloritul, da. Tot, e frumos. Aici tot așa, am cocoșul ăsta care e de la un prieten de aici. Sunt două găini care sunt tot așa aduse din Germania și o găină de Roger Satelt, adică splash-ul de potârnichiu, care o folosesc din splash-ul cu potârnichiu. Poți să deschid aici? Deci. Să văd? Da. Displeci din potărnichiu cu potărnichiu pe negru, îți dă tot albastru. Eu folosesc ca să am o schimbare, ca să am cu ce schimba sângele. Da, da, da. Că general e destul de greu să aduci câte ceva și cel mai bine să lucrezi cu linii tale dacă vrei să faci ceva, pentru că în general toată lumea ți le formezi în timp. Toată lumea care o să dea păsări nu o să zice cele mai bune păsări. Corect, corect. Eu am cumpărat și păsări foarte bune, le-am luat pentru că un prieten a renunțat. Și n-a vrut să ajungă la altcineva păsările. Corect. Și le-am luat eu, da. Da, păi, în unice. General când cumperi de la orice vânzător, el striază păsările pe care vrea să le țină și mai departe le dă ce nu-i place, corect. Adică și eu când vând ceva, nu mă apuc să le vând pe alea cele mai bune. Exact, așa e. Da, asta e o chestie sinceră. Da, foarte mult așa este. Zic, da. Da, că îți dau păsări bune. Îți dă păsări bune când doar nu ți le dă bolnave. Da, corect, exact, nu-ți dă exact. Și spațiul aici cât e? Cam un metru și ceva, văd că lățime cu vreo 2 metri? Am cam 1,25 m, 1,30 m.
E 2 metri jumate asta. Asta mm-hmm. are cam același spațiu, dar numai că e altă formă. Da, da, da. Și aici să fac tot așa. Trebuie să tai acolo, să mai fac încă o box. O să fie 4 boxe. A, chiar. Să faci acolo colțul ăla. Da. O să le, la mine, în general, magazia a fost gândită cu o boxe prima dată, când m-am apucat eu. Dar era prea mici. Am înțeles. Aici sunt boxele pentru cocoșii. Ah, cocoșii. Sunt 7. Okay. Dar eu le compartimentez și le-am unii câte 2. În caz că am nevoie, le compartimentez iar și am 7 boxe aici. Am înțeles. Dar acum am preferat să las boxe mai mari, că au fost mai puțin cocoși. Ah, ok, ok. Asta ziceam și aici. La mine și aici îți poate compartimenta. Adică am pus da, poți să mai dai, boxe, exact. Dar mă interesează să fie spațiu prea mai mare. Eu prima dată când am gândit, mi se părea suficient spațiu ăsta. Acum nu mi se mai pare suficient. Vreau păsări să aibă cât mai mult spațiu. Da, da, da. Dar în caz de ceva, pun o plasă, știi, și... Compartimentez. Cocoșul ai spus că e de anul trecut, dar de gen anul trecut e undeva bănuiesc prin primele serii, ianuarie sau februarie. Nu, nu, ăsta e un cocoș chiar târziu oră, e un cocoș de la sfârșitul aprilie. Aprilie? Da. Da, e destul de mare, deci are vreo 8 luni, cam așa? Găini la fel sfârșit de aprilie, 8-9. Aia e mai greu puțin, dar na, găina vezi mai arată, e trasă de... Na, da, aia, aia și e o găină de pe, în mijlocul februarie. Și aici la fel, asta e tot așa, o găină tânără, tot așa, undeva la prin martie, sfârșit de martie, găina asta de Rogesartel, din rândul jurei, dacă se spune, adică deci, aia. Rogesartel, sau cum îi spune? Rogesartel. Așa. În general e splash de potrânichiu, mai simplu. Aha. Dar din splash-ul ăsta cu potrânichiu, din potrânichiu cu potrânichiu pe negru, îți dă 100% potrânichiu pe albastru. Am înțeles. În combinația asta, pentru că am nevoie. Și splash-ul ăsta îți dă tot, din potrânichiu pe albastru cu albastru, nu-ți rezultă... Sunt puțin mai complicat combinația, adică din potrânichiu pe albastru cu potrânichiu pe albastru, ai cam 50% albastru, 25% negru, 25% rogesartel. Da. Din negru cu negru ai 100% negru, din negru cu rogesartel. De câți ani te ocupi de vrahma? Am 4 ani de când m-am mutat anul ăsta, deci am vreo 3 ani și trei ceva. Da, a fost greu la început. Ca pasiune în principal? Ca pasiune, nu știu, nu... La concursuri, la adesea, la expoziții ai participat? Momentan nu, anul ăsta o să fie prima dată, nu se știe, am vrut, au trebuit anul trecut să fie prima expoziție la care am înțeles. Dar nu s-a putut, că nu s-a organizat. Da, nu s-a organizat, am trecut așa, aproape nimic. Așa, anul ăsta am auzit că o să organizeze ceva la Făgăraj, la Clubul Brahma Cochin și la aia chiar o să particip. Dar la aia chiar sunt sigur că o să fiu acolo. Acum, să fie tot ok, știi, să avem ce să expunem. Da, uite, avem o găină să-ți pregătești să ouă. Da, 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 aia tot așa o găină, am adus o familie, nu i-a adus de mine, a adus-o un prieten, eu am luat-o de la el după ce s-a lăsat, e cocoșul ăsta și alea două, adus-i de la campionul Germaniei. Tot așa. Și aici e tot o familie, asta e 100% potrânghiu pe negru, eu am combinat două linii. Da. Aici, găinile astea sunt din linii cu cocoșul de dincolo, cocoșul de aici sunt din linii cu găinile de dincolo. Dar am combinat ca să scot o creastă mai bună. În general, în Germania nu au o creastă așa de bună pe țările. La creastă te referi exact creasta-creasta sau creastă, exact la creastă, nu? Aveți, uite, dacă o să comparăm doi cocoși care i-am dincolo cu ăsta, și asta are o creastă foarte bună pentru cocoși din Germania. Da. Dar nu e la fel de bună ca ceilalți. Are vreo 40 cm înălțime? Nu, cred că are mai mult, cred că mai mult, mai mult. Are, are. Are 60 minim. Da, da. Ăla de acolo cred că are 70, are 60-65. La cum văd eu pinte, nu cred că are 2-3 ani ăsta. Nu, e 2019. 2019? Și așa mare e pinte, nu? Da, nu l-am tăiat, nu l-am chinuit. Deci 2 ani, să zicem că face, nu? Da, face 2 ani acum, da. Păi nu, se vede după inel, că l-am toate sinelate și inelul verde e 2019. Am înțeles. Bine, poate să mai fi și 2013 inelul verde. Destul de blânde. Culorile se reiau din 6 în 6 ani. A, deci am înțeles. Culori la ineli și se reiau mereu. La toate păsările sau la astea? Pentru că eu în general nu... La toate păsările și la porumbei, okay. Și la porumbei sunt ineli, da. Tipul ăsta la aia de ornament. Eu în general, na, când am luat ineli, nu prea am luat, n-am ținut cont, am luat ce am găsit și nu m-am axat ca să știu. Eu iau prin asociații. Le folosesc pentru diferențiere acum, la unii păsări le pun câte două inele. Și vezi, astea sunt ineli de 2019. Astea sunt de cocoș, de 27, cel mai mari. Și de 24 sunt alea de găini, am mai avut din 19, astea e inel 2020 gri. O să arătam o găină 2016 undeva și să vezi că se repetă, e același, da. E același inel. Și mai am, cred că și de 2018 a fost albastru. Dar uite, asta nu e inel original de federație. Și... Dacă vezi, scrie RO, dar nu scrie Federația Națională pe el. Astea sunt inele contrafăcute. Asta, pe asta scrie aici, Federația Națională. În general, de la anul am înțeles că nu se mai primească în expoziții fără inele cu Federația Națională. Ah, păi da, e ok, ca să dovedești că e... Până la urmă nu e problemă, dar știi cum, și mie mi s-a întâmplat că astea sunt genul de inele care le găsești prin piață.
Sincer să zic, prin piețe, prin așa. Și mai ai nevoie de două ineli, știi, duci tu să le iei de undeva și s-ar putea să inelezi două păsări fixate de care ai nevoie. Am înțeles. La ce vârstă să le inelezi? În general la 8 săptămâni. La 8 săptămâni fac prima de parazitare și atunci ești inelez. Brac mai ușor din inelat, având penii pe picioare, stă mai bine inelul. Da, nu cade asta. Da, la australor, la araucana, trebuia să prinzi fix momentul potrivit în care intri inelul mai greu ca să nu cadă. Așa. La astea stă în penii, poți să pui și câini piciorul mai subțire. Am înțeles. Da. Cocoșul ăsta îmi place. Coloritul. Ăsta are un colorit, dar și el de acolo. În general s-a schimbat puțin de la un an. Înainte să căuta la potrimitul culoarea asta, dacă vezi, ăsta are penii după șa și după gât, se numesc lanțete. Ok. Și lanțetele sunt puțin mai închise, vezi, sunt puțin cărămizii așa, sunt roșiatici. Da. Așa, ei, cealaltă ăsta din Germania e puțin mai galben. Cam asta ce ar fi culoarea care se caută acum la potrimitul. Da, și ăsta e frumos. Asta e mai deschis puțin. Păi mai deschis, asta e culoarea care se caută acum. De asta am și combinat puțin liniile astea ca să mai deschid puțin. Deci ăsta îmi place maxim. Unul de ăsta aș vrea și eu acasă. Deci asta îi fac o bursă. Asta e pe bleția mea. El a fost campion în Germania în 2019. Da? Cocoșul, da. E de la, tot așa, de la Ronald Merzbach. El și mi-am deci l-ai adus direct din Germania? Nu l-am adus eu direct, l-a adus un prieten. La toamnă sper să ajung și eu personal. Când ajungi personal, cum în Germania e puțin mai greu să cumperi păsări, nu e ca la noi. Da, trebuie să le aduci pănuiesc cu acte, cu tot. Nu, e problema de crescători. Adică eu acum te-am primit să spun la mine în curte, dăm un exemplu, picini, știi, ți-arăt toate păsări. Nu, în Germania, o să, dacă zici omul care doi cocoși de vânzare, ți-i scoate acolo în față, ți-arată cocoșii. Am înțeles. Îi vrei bine, nu-i vrei tot bine, dar nu te bag să... Să vezi în ce condiții ține sau în ce condiții, ce păsări are, pentru că în general toată lumea gata. Și la mine, dacă vii și zic că am unul de vânzare, unul o să zic că îl vrea pe cealalt, care nu-i de vânzare. Da, uite exact aceeași problemă și cu portofelul. Hai să-ți explic. Deci de fiecare dată când vine cineva la mine, băi, eu pun anunț că mai am ceva de vânzare, un portofel de veină. Exact. Și zic, băi, veniți la mine acasă, vă arăt și ce mai am, ca să vă dați seama, uite, ăștia-s părinții. A, dar îmi plac ăia. Păi, dar ăia nu-i de dat, înțelegi? Deci ăia-s părinții lui, o să ajungă așa, dar o să ajungă. Da, zice, dar nu mi-i dai pe ăla, dar mie îmi place ăla, dar nu știu ce. Da, și păi zice, bă, că nu prea îmi place asta. Păi eu ți-l arăt pe poze sau pe filmare, pare frumos. Și când vezi că e altul și mai frumos, nu mai îți convine. Păi... Tot timpul. Dar cum am vorbit la început, da, toată lumea e conștientă că nimeni nu vine cele mai bune păsări. Adică ce e cel mai frumos? În general, la pitici ții ce e cel mai frumos. Da. Aici s-ar putea să ai unii cocoși la bracma care nu poți să-i ții. Dacă sunt prea mari, e o problemă. Deci, în general, la reproducție se caută niște cocoși puțin mai jos și mai ușor. Sunt unii cocoși care sunt foarte mari, care nu prea poate să calce bine. Da. Că îi pui o găină, ca scapă găina printre picioare. Da, deci nu-i foarte ok să... Da, păi uite, am cocoșii de cabir care vor să calce tot ce prind. Da. Și nu. Dar și pitici sunt. Știu că aveți ceva un metri de pitic cu bracma. Da, ăla calcă tot. Da. Calcă și pitici, calcă și găinile. Am văzut, eu aici mă gândeam că... E alb ăla, deci e așa, e alb, dar e frumos. Zici că seamănă perfect a bracma, dar e miniatură. Da. Și încălțări și tot. Da. Nu, se combină, eu de asta le țin și așa, că în general le mai dau drumul pe afară, dar mi-e greu, înainte am avut ideea să le dau drumul câte o zi la fiecare. Dar nu poți, pentru că cocoșii intră înapoi și se bat cu ceilalți. Da, înțelegi? Da. Pentru că așa doi sunt învățați, că stau box în boxă. Da. Greutatea la păsări nu contează. Deci nici o expoziție să cântăresc iepurii. Că la iepuri se dă punctaj pe greutate. Da, am văzut. Da? Dar păsări nu se cântăresc, adică s-ar putea, am fost anul trecut o găină campioană care era poate mult mai mică decât unii dintre ceilalți, dar a contat dacă alte calități. Brahma trebuie să fie și au cât mai dreaptă. Adică duc drept ascendent, trebuie să aibă o ascendență. E, la conchinchina invers. El trebuie să aibă pupul ăla, să plece ca un bulgăre. Da, Uite, am o găină aici care e puțin mai călcată, se vede că, vezi că pleacă puțin în sus din cauza penilor. E cam așa trebuie să plece la conchinchina, să plece de la nivelul lanțetilor după gât, să plece în sus. Da, să nu fie drept. La brahma se caută așa dreaptă. Da, da. Ok. Nu, uite și la cocoș, vezi, la o șarcă mai dreaptă, lungă, trebuie să aibă o ascendență. Da. Și cozile, coada în general trebuie să fie în continuare a șeii. Nu trebuie să plece mai sus sau așa. Bine. Deci uite cât a cocoș. Cât a cocoș? Da, e destul de mare. Cealaltă ar putea să fie mai mare. Ăla e mai mare, da? Da, e puțin mai mare, puțin mai voluminos. Foarte multe caracteristici care contează la un cocoș, adică... Cât a...
animalul. Are greu, ajunge 5 kg. Până în 5, nu-i foarte greu. Nu-i foarte greu, deși pentru că e un care le produci, înțelegi? Exact. Dacă l-ai ținut pe box, s-ar îngrașa cel puțin 2 kg. Dar ți-a zis, nu mai interesează greutatea. Deci dacă te uiți așa la el, zici că are 10 kg da. Cel puțin, zici că e cât curcanul. Exact. Dar el e mai mult, e păsări de ornament. Am o găină din Colaia din 2014, să vă vezi, e, cred că dublu ca greutate decât el. Uite. Bă, deci e o frumusețe să nu... Da. Cum să nu vă placă? Hai, vezi la loc. Du-te la loc. General, asta nu încerc. Îți blânzi. Sunt foarte blânzi păsările, da. Asta îmi place. Că e ceva de ornament, băi, la care poți să te și bucuri, să te joci cu el, să se rămâne. Eu am mai ales vara când e cald și am tot spus, eu stau cu toată afară câte ori și nu uită la ele, da, știi? Da, se cantează. Da, și eu mă duc, vin în fiecare zi aici, știi, da. Mă, pe mine, nu știu, nu mai, n-am mai devenit un chin, adică eu când fac curățenii pentru mine, mai liniștitor, așa, știi, când stau prin păsări, fac curățenii și astea, adică nu am mai devenit un chin să zic, bă, azi am de făcut curățenii la păsări, da. Și la pui, la pui fac o dată la două zile, o zi, două, în funcție de cum încerc să țin cât mai din scurt curățenia la pui, ți-am zis, odată și problemeam cu obcidiul. Da. Și o să intrai și dincolo, că dincolo mai am o ocazie. Ok. M-am trei cucuși de rezervă, o familie. Așa, aici? Aici e magazia următoare, unde o să se mute păsările. Ok. Deci aici mai am trei boxe, mai am o familie acolo. Aici am folosit USB-ul ăsta ca să delimitez spațiul, da. Spațiul mi se pare mult mai ok, acolo nu prea puteam să fac. E mai ok din cauza că nu se mai văd cocoși între ei. Mm-hmm. Cocoși nu se mai văd între ei, nu se mai văd între ei, nu se mai bat, nu mai am probleme la călcat. Am avut cocoși care stăteau mai mult să bată decât să calce găinile. Da. Și e foarte nasol. Uite, asta e găina din care ziceam, asta e o găină, asta vreau în seară, că inelele se repetă din, okay. Din 6 în 6 ani, că asta e o găină din 2014. Da, chiar dacă fii, are un inel tot gri. Vezi? E ro tot, ro 24, bine. Se vede da, și da. Calitatea care se făcea în 2016, că acum dacă ai un inel din 2019, s-a șters deja. Da, da. Asta a fost foarte bine. Și vezi că scrie aici, 14 de la an. Da, 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 se vede. Uite, asta poți să iei mână după, dacă vrei. Asta e mai mare? Băi, destul de grea, adică mai am una, cred că mai grea acolo. S-a mai pus ceva pe ea, că am năpârlit. Mm-hmm. Eu sper la niște ordine, de asta o țin și separat. Da, e mare, e frumoasă. Da, e foarte mare. Eu consider că la Potârnichiu e una dintre cele mai bune găini care a fost la noi. Nu-i scoasă de mine, asta e clar, mi-a dat un prieten anul ăsta. Grase tare nu sunt, deci nu sunt păsări de carne în niciun caz. Nu, bine, la 4 kg dacă ajung tot au ceva carne, îți dai seama. Eu de asta eu mi-am sus sexul pentru că crește mult mai mare, uh-huh. Mult mai repede și mult mai bun ca și carcasă. Da, da. Și aici m-am trei cocoși rezervă. Uh-huh. Care au mai mult mai tineri, al doi puțin mai mari. Tot așa, ăștia i-am ținut, unul l-am lucrat acolo. Poți să mă duc în partea aia, că da. Se reflectă lumina așa. Păi am reflectoarele astea. Așa. Nu, din partea aia de la Pexiglas se vede. Da, uite și aici o găină. Asta a fost cloșcă de asta și... A fost cloșcă? Dar da. E pe gri asta. E un, în general, e Silver Orange. Așa se numește? BSO. Clasic, care BSO, na, e prescurtare de la Brahma Silver Orange. Tare, da. Am și un cocoș de Silver Orange care lucrez dincolo. Am înțeles. Cam astea sunt trei culori, sunt decât trei culori. Silver Orange, potrânichiul pe negru și potrânichiul pe albastru. Ok. Hai, dar ăștia toți sunt aceeași culori. A, nu, ăsta e silver, așa, sau ce? Ale potrânichiul pe albastru, ăsta e pe negru. Deci culorile eu nu mă pricep la ele, de ce să zic. Da, da. Contează mult, ți-am zis, așa în general sunt cocoși de rezervă. Asta îmi place foarte mult, dar nu-mi place capul și de asta nu l-am folosit. Și asta e un cocoș mare, ți-am zis, asta o să fie mult mai greu decât ceilalți, cred, pentru că da. Stă pe box. Uite o întrebare pe care mereu mi-am pus-o când am văzut la orice crescător și pe internet și pe poze. Mă gândesc, băi, păsările astea nu se plictisesc acolo într-un spate de un metru pătrat sau ceva. În general adică... le mai scot afară, știi? Am da. Niște boxe din plasă și scot câte doi sau câte unul și scot afară măcar o dată de două ori pe săptămână. Da. Și acum cum a fost mișcare. Și cu vreme, pentru acum, că la noi a fost vreme oribilă, adică de vreo două luni nu s-a mai uscat pământul. Dar le scot. Păi mult mai ok, adică nu prea ai alte variante, au boxele destul de mari, unii au boxe mai mici decât astea. Am văzut, într-adevăr, au boxele alea de expoziții, știi? Da, da, da. Adică la mine chiar au loc și la mine în general le folosesc pe cealaltă. După aici are o boxă de vreo 70 x 1,25 m, adică... Nu, sunt destul de mari boxele mele la tine, dar la alții am văzut în grămădiți, efectiv. Da, pe condițiile sunt foarte bune la toți, am observat, au totul, au curățenie, nu-i problemă de asta. Dar în sinea mea mă gândesc, băi, oare nu se plictisesc să stea acolo non-stop, non-stop?
Da, asta cam asta e problema. Și la ei 70x70 când le folosesc pe alea de expo, adică e jumate cât asta. Pasărea nu prea are loc unde să circuli cât de cât. La mine, la aici tot au loc. Chiar e foarte frumos făcut aici. Da, pe mine m-a interesat să-mi placă mie, știi? Da. La mine, în general, și curățenie, pentru că aici dau cocoșii pe jos, nu stau să mătur tot timpul și se vede acum pentru că n-am pus familie și nu-i da, talaș pe jos. Corect, dar, în general, mi-mi plac să fie curățenie, că e placul meu când intru la ele. Păi și le ții și sănătoase, că dacă nu le ai curățenie, după aia mini... cu tratamente să le refaci. Curățenie pentru mine pe primul loc, știi? Așa probleme mai apar tot timpul, adică... Așa e. Așa. Aici e familia pentru Silver Orange. Ah, deci e aceeași venit ca am avut o combinație, mai am și două găini din Herminat închis. Asta e scoasă din Herminat închis, aia e scoasă tot așa dintr-o combinație de BSO. Gândește că din BSO ăsta cu BSO dau multiculori. Da, da. Bine, și la reproducții contează foarte mult din ce a fost scoasă găina înainte. Așa. Ăla e cocoș. Și ăsta e foarte frumos. Asta e cocoș de BSO, e singurul pe care îl am. Am o problemă cu găinile astea, că m-au ciugulit, a avut și cocoșul ăsta, a fost la ele și ăla și pe toți au ciugulit pe spate, l-au ciugulit lanțetele alea. Aha. Nu știu de ce au ele o problemă. Frumos. Da. Și aici cât ai? 4 găini acolo, una pe cuiba. Asta e singura familie în care am 5, mai mai care e cloșcă, care am dat-o afară. Asta fiind cloșca? Da. Acum și unde spui? A, stai, cloșcă, n-ai lăsat-o să cadă cloșcă. Nu, a căzut cloșcă. A picat ea, am înțeles. A picat cloșcă și... Aveam impresia că... A răsplăcit-o, cum se spune. A, da, e răsplăcit-o ca să nu mai facă... Da. Nu prea pun cloșcă, sincer, nu... La brac mai destul de greu, că-s grele. Da, dar nu se merită dacă e cu incubator și le crești tu și... Am incubatoare, nu mă risc. Câteodată am niște pui care mă interesează foarte mult și uite, un prieten a pățit. Fiți cu găina asta din 2014, a scos cineva anul trecut, a reușit, vreo 2 ani n-a oat, după s-a apucat iar de oat. Și a scos deci, cu ea... Deci are 7... Merge pe 7 ani. 7 ani. Da. Și cam cât timp dau ele randament? Băi, randamentul nu îl dau, adică cam în primii 3-4 ani. De oasă ouă în continuare. De oasă nu mai ouă. Nu mai ouă acum asta deloc? Ți-am zis, i-a ouat anul trecut, că a ținut-o cineva cum trebuie. De-asta o țin aici, ca să nu inhibi ouatul cocoșul, să nu o calci, să nu o deranjezi. Am înțeles. Înțelegi? Dar el e ouă cam în primii 4 ani. După aia trebuie, îți mai ouă puțin, dar trebuie mult mai multe grijă, înțelegi? Okay. Față de astea 2020-2019 pe care ți-o ouă oricum. E cur puțin ochii. Asta sau mi se pare? Da, e de la umezeală, în general e mai șterg, nu prea... Da. Fiind destul de bătrână... Da, păi 7 ani e ceva pentru o găină, că da. Mulți după 4-5 ani nu le mai țin. Nu renunț. Și la mine și chiar dacă nu ouă. Da, dacă îți place... De la un prieten, la mine stă de frumusețe și mie, da, corect, mi-mi place corect. Foarte mult să mă la ea, că oricum, ei, găina de la o vârstă... Mi se pare mult mai mare decât celălalt și cred că este. Este mult mai mare decât celălalt. Are și o talie, e puțin o poți mai... scoate puțin afară, da. Să o pui jos, la lumina... Da, e puțin mai cochinoidă ea. Da, e rotundă, așa, e frumoasă. De? Se vede că e bătrân, vezi, i-au dat și peni albi deja. Da? Ca și oamenii? Ca la om, vezi? Are da. Penile albi în pulpă, îți fix din cauza vârstei. Da, dar nu știam treaba asta, că dau pene albi la găini. Bă, nici eu n-am apucat, că n-am avut găini așa bătrâni, sincer să zic. Da. Adică, gândește că eu în 2014 nu creșteam păsări, eu cresc păsări din 2017. Da, corect. Da, e frumoasă. Zdravă, găină mare. Da, mare, e o găină mare. Da. Și o dată cu vârsta. Da. În general, găinile ajung la maturitate și cocoși la 2 ani. Cam la 2 ani sunt mai buni de... Nu, la 2 ani ajung la maturitatea de plin. Ele fac ouă din primul an. Da, fac, știu că asta, maturitatea da. Maturitatea de plin e la 2 ani la Brahma. Am înțeles. Ca și greutate, ca tot. Că, într-adevăr, uite, eu că am avut Brahma Herminat deschis, știi? Am avut și eu câteva. Le-am luat de pui. Nici nu le-am crescut cum a trebuit pentru că nu m-am priceput la ele. Da, nu am avut cine să-mi spună. E puțin mai complicat, mulți nu știu pentru. Mi-a ajuns două găini, au ajuns mari. Cea mai mare greșeală se face la furajare, pentru că la noi pe piață se găsesc furajele alea de carne, de pui de carne de broiler, da. De care scrie că starterul îți dă doar 3 săptămâni. Da, starterul îți dă 3 săptămâni la broiler. Înțelegi, dar eu la brac mă dau 8. Am înțeles, ca să le crești în volum. 8 săptămâni le dau starter și după 4 le dau o tranziție în care amestec starterul cu creșterea. Da. Deci la mine starterul face parte cam 11 săptămâni din alimentație. Cu un magazin de genul îți trebuie 2, pentru că asta e la bază. Dacă n-ai un magazin pentru tineret, nu faci nimic. Ți-am zis, eu aici le-am ținut, n-am avut plasele astea. Da. Deci, am pus plasa asta după, am avut pui aici, o bătrână aici, care tot așa îmi curgeau în ochi. Da. Ea i-a trecut imediat, bă, așa. Dar mi-a băut apă de aici, ea a băut apă de acolo, s-a îmbolnăvit toți puii. Da, și ai pierdut tot. Bă, nu tot, am greșit cu coccidioza, dar nici eu n-am știut toate de la început. Da, adică, corect. Mulți nu știu cu ce stratezi coccidioza, adică mulți tratează cu amprolium,
Cudozuril pentru mine cel mai bun e un medicament care e la bază kinetoterapeutic, așa se numește. Deci nu e antibiotic, e puțin mai puternic și să folosești sulfadimidin. E foarte bun, adică la ăla în două zile deja vezi diferențe. Și tratez foarte bine coccidioza. Eu am avut probleme și am trecut. Dar problemele a fost din cauza mea pentru că n-am făcut curățenie la timp. Da. Asta ziceam, adică o să vezi la pui cum arată. Eu de seară sau în dimineață deja le fac curățenie. La cât timp le faci aici, la astea mari? Băi, destul de rar, pentru că boxing de mari, le fac ca la 2-3 săptămâni. Contează, contează și de talaș. Da. Pentru că am avut talaș care e casa mai maroniu, care se murdărește mai repede. Da. Asta mai alb se murdărește mai greu. Așa am eu, pe care îl iau la baloți dintre ea. La pentru... Hoțe, exact. Dar destul de scump. 25 sau cât e balotul, că nu mai știu. Gândește-te că eu cumpăr un sac de la Marius Arsa și îl iau cu 3 lei. De unde? Am aici pe cineva care se ocupă cu stup și așa și... A, și așa mare, că de asta, asta e bun, mă da, gândesc. E mare. Că sunt unii foarte mărunți. Eu sunt Arsa și de aia de 120 de litri, știi? Okay. Și le iau cu 3 lei, adică pentru mine e convenabil, adică mă ajunge, consum cam 4 saci la curățenie, 5 dau 15 lei, așa cred că cu baloții aș consuma 2 lejer. Că da. La mine, în general, boxele astea pline, alea pline, alea de cocoși pline. Am când, așa, după aia încep să dau. Acum. Da, eu de la Horse Cloud am luat și încă mai am, anul trecut mi-am luat 8 baloți și încă mai am. Dar eu n-am nici multe păstări, îți dai seama, eu le schimb atunci când e nevoie. Știi, adică am văzut la unii crescători... Le pui stratul gros. Da, am văzut la unii crescători când e așa niște talași cum se face pe aici, pe, la mijloc, pe mine, știi? Da. La mine, știi? Da, adică da. Nu e ok. Da. Eu le pun... Mai ales iarna trebuie să aibă destul de mult ca să fie... Da, mai ales dincolo unde am pământ jos, știi? Da. Le pun stratul destul de gros. Uh-huh. Eu vara acolo nu le mai pun talaj, le pun nisip. Da, nici nu are rost. Nu le pun talaj pentru că magazia e din lemn și... Și poți face păduri? Faci, eu nu, eu folosesc acum medicament. E prima dată când îl folosesc, se dă în picioc direct, un lichid. L-am mai pentru un... păduri? Da, exotic, zici ceva din Germania. Okay. Se dă de două ori pe an și ce că nu mai fac nici păsările pe duc, nici magazia. Nu mă auzi. Da, e foarte bun. E puțin scump, adică gândește că 10 ml sunt 100 de lei. Dar în schimb se dă 0,05 per kilogram pasăre. Adică la o pasăre faci, eu din 20 ml am făcut 40 de brahmi și cu tot ce am, de vreo 50 de păsări. Și cât timp nu mai ai treabă cu păsări? 6 luni. Deci 6 luni. Deci exact cât e perioada din primăvară până în toamnă, să la spunem. La o mat că te ajunge cam 506 de lei pe an, că să zicem că în primăvară ai mai multe, dar dacă ai aduna Biomite-uri, eu mai dau cu motorină. Biomite, da. Eu folosesc motorină, da. Foarte ok. Motorină cu cam același ajunge motorină și Biomite-ul, că dintr-un Biomite de 12 lei faci 2 litri jumate, da. 2 litri jumate de motorină, cam tot pe acolo, da, 12 lei. Deci pe acolo ajungi. Numai că motorina poți să ții mai mult, nu se strică. Bai mai tot l-ai făcut, trebuie să-l folosești, nu poți să-l lași acolo. Motorina o lași cât vrei. Eu consum 100 de mililitri când dau la pui. La exotic e convenabil, că dacă ai adunat bai mai turi, ce dai pentru deparazare externă, el îți s-ar aduna poate vreo 3-400, dar tot apar pe duc. Așa dai 500 sau 600 și nu mai e treabă. Da, am înțeles. Și pentru mine e o relaxare, că știu că nu mai stau cu stres, pe mine mă omoară pe duc. Deci da. Am un stres eu, pentru că când încep în vara să fac pe duc orice aș face. Da, băi, așa și când pui mâna pe ceva, ajung... să atinge și te urcă și te mănâncă. Da. Ajung așa în pat, în casă, îmi scoate telefon din buzunar și găsesc câte doi păduc care merg pe ecran la telefon. Este. Băi, și pe mine nu suport. Și de asta am zis că am încercat treaba asta cu Exoltul. La mine primul an. Am câțiva prieteni care folosesc vreun an, doi. E cam greu de procurat. Deci, mai spune o dată numele, poate o să mai Exolt. Știu. Exolt. Da, EXOLT. Ok, o să mă uit, dar oricum mai merg tu după dacă e da, ceva. Da, e greu de procurat. Eu singurul persoană în România care vinde. Am înțeles. Deci eu m-am chinuit mult. Am așteptat vreo 3 luni de la el, cred că, ca să termin. Eu am vrut să încep tratamentul în octombrie și l-am început abia în ianuarie sau ceva de genul. Ok, și aici, ca și alimentație? Folosesc de la voi, eu ți-am mai zis. Da, de porumbei mi-ai spus așa, da. Așa, aici am granulii care le folosesc peste de la Evialis. E fabrica aici la noi, la Bacău. Ok. La vreo 70 km de mine fabrica, dar la mine vin din Tecuci. Ți-am zis eu, e un depozit lângă în gara. În spate mi-ai zis, pe dar gara. Dar unde e baza de recepție la voi, ceva de genul. Da. Așa și de acolo, aia mi-aduc direct acasă, aia fac livrări. Am înțeles. Pe Vrancea, partea asta cu Ajuf, Focșan, Tecuci, știi, și mi-aduc direct acasă. Da, că mi-ai recomandat anul trecut, dar uite că nici acum n-am fost și chiar o să vreau foarte, să mă duc să văd. Foarte bun, e foarte ieftin, dar pe mine nu m-a interesat prețul, adică eu am dat și 5 lei, 6 lei pe un kilogram de furaj, nu m-a interesat prețul în general. Dar n-au mers așa bine ca ăsta. Ok. Da. Aici am grit, și eu folosesc grit cum se folosește la porumbei. Grit la păsă, deci? Da. Da, exact de asta. Același, care te ocupă cu grit. Același folosești, da. Așa? Și aici e mâncarea de bază pe care o folosesc la ele.
Cerealele le-am alt undeva, că de acolo le aduc. Le-o faci tu sau le-o cumpăr? Le-o fac eu. Asta e deja. Deci ai pus porumb... Porumb, grâu, floare, sorg alb roșu și orez verde. Așa. Atâta, și granule. Am cam anumite cantități. Am cam o cantitate fixă. Și mai am aici am găleți, nu țin sorg, orezul verde și astea. Cam astea, folosesc cereale întregi. Când sunt mici, îi da... Deci aici e doar pentru maturii și bănuiesc cam de la cât? De la 4-5 luni în sus? Cam când le dai? Cam de la 3 luni încep să integrez și cerealele. De la 2 luni jumate de dau orluială și după aia le pun și câte o hrănitoare cu cereale. Nu prea să mănâncă porumbul la început. Da, am găsit acum și porumb destul de mic, mărunțel și ok și puțin mai spart, e de la de glorie, dar e mai bun pentru păsări, când vine mai spart, mănâncă pui. Și mi-am luat de la vreo tonă, pot să arăși în spate, că în spate am lăzile cu cereale, că crești păsări, trebuie să-ți faci undeva să-l depozitezi cereale. Știi? Eu le-am pus în butoaie de tablă. Băi, am învățat de la bunicul, știi că cel mai bine e lemn. Prima dată am zis eu, băi, țin în tablă așa și băi, nu-i bine cum ucegăiesc. Am pățit-o la un butoi că a prins pe dedesubtul mezeală, dar restul n-am avut probleme. Da, nu știu, eu am mai făcut din lemn undeva, am acolo un magazin care țin și păsări, știi, când am nevoie. În care mai am acolo un sac de granule, nu-i... Deci... Nu e ceva complicat. Da, corect, corect. Curățenia. Asta curățenie, mâncare. Poți să-ți dai și grâu, porumb și floarea soarelui și cu ceva granule. Așa că mai folosesc eu sorg alb, roșu, orez verde, mei. Am eu o după plăcere. După buget, în primul rând. După buget, cum își dorește fiecare, dacă vrea să le crească mai... Sunt unii care interesează să iasă și prin profit cu păsările, înțelegi? Da. Și e clar că... Ei, la tine nu o să fie profit, că tu bagi de toate și bagi în ele bani. Nu mă interesează, știi? Exact. Și folosesc vitaminii, poate unii din cele mai scumpi, folosesc și sorg și astea. Adică mai, nu prea mă interesează. Eu sunt mulțumit dacă îmi scot majoritatea cheltuielilor din pe lângă că nu s-o scot niciodată, că dacă mi-aș calcula munca, că fac curățenii cel puțin o dată pe săptămână, pe la pui și așa, dau cu mături și așa, dacă mi-aș prins 10 lei pe zi... Așa este. Clar. Când te întreabă, mă, dar de ce costă atâta pasărea sau porumbelul sau ce iepurile? Dar curățenia, timpul tău, toate, mâncarea, hrana... Contează și linia foarte mult la Bracon, pentru că, ți-am zis, eu... Au fost, ai linii frumoase. Au fost 3 păsări din Germania care au costat la bază cu tot cu transport 6 de euro. 3 păsări. Este. Da, este ceva. Nu poți să vină cineva să-i dai cu 50 de lei sau cu 100 de lei o pasăre. Corect. M-a sunat cineva într-o zi că mi-a zis că am o găină, aveam o găină de vânzare și am zis că e 200 de lei găina. Și faci că nu, domnule, că am fost eu la târg la Focșani și am luat 60. Poate. Păi tu te și iau de acolo și vezi care e diferența. Acolo, dar, nu te uite. Se compara, adică... Nu, dar eu mă uit la ele. De ce spun eu care sunt aici live, pe cameră poate nu știu dacă se vede ca în realitate. Dacă se văd atât de mari, atât de frumoase, dar în realitate sunt superbe. Smart, da, contează foarte mult, contează multe calități, adică am încercat să-mi vin... Aia pe care am avut-o eu, ultima care a rămas matur, ultima brahma, aia hernă deschis, era să zic, unde e, cam cred cât asta. Cred că aia e cea mai mică, că aia e cea cam mai trasă. Cam ca asta, așa. Da, aia e cea mai trasă. Asta micuță era. Poate puțin mai înfoiată, să zic, pe nază. Ți-am zis, asta are, cred că, deja vreo 3 luni, că nouă. Știi, când e călcată de cocoș. Nu o să-mi arate niciodată ea. Păsările arată cel mai bine. Bine, contează de genetic la pasăre, pentru că am păsări de aici, aia au 2 luni și n-au nimic pe spate. Da, da. Adică contează, și contează foarte mult cum calcă cocoșul. Sunt cocoși care îți calcă foarte simplu. A pus piciorul pe găină, ți-a călcat găină, a plecat. Sunt de aia care o iau, se duc peste cap, sară, pentru parte, știi? Da, nu au echilibru, sunt mai bobălăi. Exact, sunt mai bobălăi, mai tineri, mai... Da, așa este. În general e ca la om, știi, cu cât crești în vârstă și la cocoș, mai altfel... Cred că ne-am lungit și eu, încă mai avem ce discuta, deci îmi face plăcere să vorbesc cu Cosmin, se vede că e documentat și e foarte multe. Și abia suntem la filmarea cu... Eu m-am gândit că o să fac totul deodată, dar nu pot să fac toată filmarea atât de lungă. Dacă ați ajuns până în momentul de față, noi vă mulțumim, deci vedeți ce este până aici. O să mai continuăm conversația și o să filmăm și la pui. Pui, o să încercăm să scoate păsările afară, tratamente, că lumină se va mai bine, poți să mai arăt și restul. Exact, da, că mai are și alte păsări, o să vedeți pe ce gospodărie are, deci e ca o serie gospodăria abonatului, după cum am început-o. Da, că am mai făcut așa și la Ionuț și mai am foarte multe persoane cu care am vorbit și lumea a văzut că cere conținut de genul ăsta și mie îmi face plăcere. Bă, sincer, mie îmi face plăcere să mă uit și nu găsești, adică dacă o să cauți pe YouTube nu prea conținut despre păsări să te înveți cineva, nu există nimeni. Am mai văzut băieți care postează, dar sunt foarte slab documentați, n-am nimic cu ei, dar am văzut unul care avea niște găini albi încălțate și zicea că crește bravo, iar l-a deschis. Și eu mai greșeam la început când aveam păsările și spuneam anumite prostii și lumea mă corecta. Eu la mine fac vlog în continuare și pe canalul mare, dar am zis că de asta trecem aici pe conținutul ăsta și
măcar mă duc să vorbesc personal cu persoane care sunt mai documentate și știu despre ce e vorba, ca să aveți și voi ce învăța. Asta e problema. Eu nu îmi dau cu părere adică la ce cresc și m-a interesat doar ce cresc. Dacă mi-a duce acum o găină, mie nu-mi place Braca Ierimena deschis. Nu-ți place. Mai bine aș crește altă rasă, adică să, dacă ar fi singura culoare la Braca, n-aș crește. Eu prima dată le-am văzut pe alea și le-am văzut așa mari, la omul ăla, da, sunt mai mari de o zi. Pui de o zi, am dat 15 lei pe un pui de o zi. Și da, cam ăsta e prețul. Cam ăsta e prețul. Eu nu dau la 15 lei. Și 20 de lei sunt mai mult, cam așa. Nu prea vând pui, dar nu, adică... Da. Nu prea vând pui, nu prea... Dau pui după 2 luni, avea. Da. Pentru ca să pot să fac o selecție. Selectez, exact. Înțelegi? Pentru că s-ar putea să dau, bă, zic 10 pui și să-i dau pe cei mai buni din... Deci eu acum când mă uit la ăștia, m-am îndrăgostit, deci super. Dar la Herina deschis e problema că-s puțin mai mari. Puțin mai mari din ci pentru că e o culoare mai... Nu, Brahma Hermia deschis a fost culoarea de bază, cea mai lucrată culoare. Da. Înțelegi? Fiind cea mai lucrată culoare, clar arată cel mai bine. În tot timpul când o să te duci într-o expoziție, exemplarele de top ale rasei o să fie Hermia deschis. Da. Adică dacă o să-ți dea campion pe cocoș, cred că 90% de șansă să fie Hermia deschis. Că în general deci, la expoziții mai multe culori, deci da, la expoziții mari astea. Cum se face european și așa, să dă un campion al culorii, okay. Să dă și un campion al rasii. Da. Dar în general e Hermina deschisul, pentru că ți-am zis, sunt mult mai mari, arată mult mai bine, e o culoare mult mai lucrată. Gândește că are 100 ceva de ani de când se lucrează. Restul a venit din el, adică ca să scoți potărnichii unele culori sau un crucișat. BSO-ul nu s-a știut de el, am BSO-ul acolo care iese foarte simplu, adică iese din potărnichiul pe albastru că Hermina închis. Dar nu a știut nimeni el, prin 90 sau 2000, tot așa, pe la olandezi. Un olandez a scăpat un cocoș de Herminat în niște găini de potărnichiu. Sau corcit. Și a zis că a fost după aia cineva la el și a fost nebunit după el și de atunci a început cu Silver Orange, da? A început dintr-o greșeală, știi? Da, pe și după aia a început, adică de la an la an, cred că de vreo 5 ani încoace, se combină foarte mult de culori din cauza că lumea au cu ce să schimbi sângele. Da. Și s-a ajuns să combini potărnichiul cu Herminat deschis, lucrez vreo 2-3 ani ca să schimb culoarea, numai ca să iei niște calități, să ai să schimbi sângele. Da. Eu întreagă teva cu genetica. Așa e, dar se vede că ești documentată, îmi place asta. Da, mai știu ce facultate, știi, eu vreau să fiu și medic. Acum ești la facultate. Da. Poți să spui la ce facultate ești? Sunt la medicină veterinară, exact. Bine, sunt anul întâi. Deci, da. Pe mine chestia cu medicina veterinară, eu m-am schimbat, am făcut un an de politehnică. Da. Și după aia anul ăsta m-am mutat pe medicină veterinară, pur și simplu cred că dacă nu m-aș fi apucat de crescut păsări, nu aș fi făcut asta niciodată. Da. Adică a fost un lucru care m-a impulsionat. Chiar dacă eu le-am mai zis multora și o să-ți vorbesc cum am început, eu până când m-am început de păsări aici, mă mut la casă, eu n-am dat când eram mic, n-am fost genul ăla de copil cum e la tine băiatul tău care stă printre păsări. Ele, să eu n-am avut nicio treabă. Am stat la bunica, dar nu era ăla care stea pe lângă găini, să dea mâncar la găini. Ok, eu zic să povestim în următorul. Da. Următoarele video o să mai vedeți, ca să nu ne lungim. Dacă a stat până aici, înseamnă că v-a plăcut conținutul. Dați un like și ne vedem în continuare. Iar dacă eu o să las Instagram-ul, dacă e nevoie Instagram, ceva, Facebook, dacă... să îl contactați, poate pe viitor, când, după cum a spus, o să vedeți și în următoarele videoclipuri, mai are pui de dat, dar asta după o anumită vârstă, pentru cei interesați de păsări de top. Da. Da. Așadar, v-am lăsat cu acest video, mulțumim de vizionare și numai bine. Da.